în cap. Ce se întâmplă aici? Toată lumea în bănci. Hai, hai, Fraulein, a zis să trecem bancă, tu n-auzi? Ce te faci tu? Eu rămân la tablă pentru că știu că oricum o să-mi zice să trec la tablă și o să mă ascultați ca să-mi dați doi. Ei, uite că nu te ascultați. Mulțumesc, vă mulțumesc din suflet. Sunteți foarte bună și foarte frumoasă. Vă admir și vă respect cu teamă. Azi nu ascult pe nimeni. Asta înseamnă că ne predați la toate orele? Nici. Știu eu despre ce e vorba. Sunteți în grevă, Fraulein, nu-i așa? Grevă? Ce grevă? Greva de avertisment a profesorilor din învățământ. Este adevărat, am auzit despre această grevă la televizor. Profesorii au intrat în grevă deoarece nu au primit mărirea de salariu. Așa, și ce legătură avem noi? Îmi explică și mie cineva odată? Astăzi nu se dau note și nici nu se predau subiecte noi. Păi și noi ce facem toată ziua, Fraulein? Faceți ce vreți. Yes! De când vreau să fac asta? Dino, ce faci? Păi ne-a zis dumneavoastră să facem ce vrem. Eu unul vreau să îi dau Roxanei un manual. Ai nota scăzută la purtare în momentul ăsta. Fraulein, ce vreți să faceți? Să treceți nota în catalog? Bineînțeles. Fraulein, eu zic să vă mai gândiți. Azi e grevă, nu se dau note. Dar nu vreți să fiți spărgătoare de grevă. Nu sunt spărgătoare de grevă. Atunci nu puteți să-i treceți doi lui Dino la purtare. Exact, nu puteți să puneți doi, pentru că... Ce a zis ea? Fraulein, am auzit eu bine, dacă cineva îți dă cu manualul în cap, nu-i puneți doi? Azi nu. Azi nu. Bine că mi-ați zis. Ce? Faceți ce vreți. Dar știu cine ești. Am recunoscut după voce, Georgina. Și zise-vă și pantofii. I-am recunoscut. Da. Dar n-am dat nicio dovadă că eu sunt. Așa că fiți atenți la ecran. Poftim, nu mai auzi ce ai zis. Am zis că planul e următor. Mai zi odată că tot nu se aude. Oh, ce mă enervați! Am zis că planul este să dăm un telefon anonim. Am făcut rost de numărul criminalului. M-am uitat în telefonul Mirunei. Foarte bine. Acum trebuie să-i dăm un telefon. Ce înseamnă telefon anonim? Să vorbești cu voce groasă și să nu-i spui cum te cheamă. Înțeleg. Iar el nu o să știe cine ești. Exact. Tu sună și eu spun ce să zici. Alo, bună ziua. Nu așa, cu voce groasă. Bună ziua. Și mai groasă. Bună ziua. Știu ce ai făcut una trecută. Mă întreabă cine sunt. Zic că e secret. Sau mai bine de un nume fals. Sunt Scufița Roșie. Cum mă, Scufița Roșie? O să creadă că e o păcăleală la telefon. Mi-a venit al nume fals. Sunt Scufița Roșie și știu ce ai făcut luna trecută. Îți recunoști fapta? A recunoscut? Da, am reușit. A recunoscut, dar mă pe bunicuță. E clar. Își bate joc de noi. Închide repede. Da, sunteți amândouă niște catastrofe. Bine că nu ne-a recunoscut cine suntem. Elena, sună-te înapoi. Nu se poate. În filme nu se întâmplă așa, trebuie să rămânem anonimi. Deșteaptă, ne-a văzut numărul când am sunat noi. Acum ce facem? Dă mobilul, trebuie să eliminăm urmele. Ce ai făcut? I-a aruncat mobilul pe ce? Păi trebuia să elimin urmele. Eu cred că tu habar n-ai ce înseamnă cuvântul ăsta. Da, mulțumim, fetelor. Hai, mulțumim. Bine, măcar nu mai ai dat seama. Bagă mâna pe el. Nu să bag mâna pe ce eu. Tu le-ai zis, îl recuperezi. Ce faci acolo? Nu, ești de acolo, te rog.
să ne atacați la loc, cum au făcut și romanii cu daci. Război 101-102, apoi pauză până în 105 și război din nou, 105-106. Atunci să facem cu toți pace. Cine se pricepe la istorie? Cine poate să ne explice ce înseamnă să faci pace? Coca, că ea participa la Olimpiada de Istorie. În primul rând, trebuie să dezarmăm ambele etape. Adică să predăm manualele? Exact, așa cum au făcut rușii și americanii la finalul războiului rece. Nu înțeleg, rușii și americanii se băteau tot cu manualele? Nu, ei au renunțat la o mare parte din arsenalul lor nuclear, adică bombe atomice. Am înțeles toată lumea? Eu o să trec pe la fiecare bancă și o să vă dezarmez de manual. Următorul pas este să facem schimb de prizonieri. Ne-o dați pe Cami și o dăm la schimb pe Elena. Gata și schimbul de prizonieri. Acum ce facem? Cine a câștigat războiul? Nu mai contează. Războiul s-a terminat deja. Învinșii trebuie să plătească tributul învingătorilor, cum a făcut și Ștefan cel Mare. Ce tot spui acolo? Ștefan cel Mare n-a fost niciodată bătut. Nici măcar de părinți când era mic. Așa crezi? Atunci cum îți explici că de fiecare dată când veneau turcii, ne luptam cu ei și când vedeam că ei ne bat, Ștefan cel Mare striga, Piua! Exact cum a făcut și Dino. Deci trebuie să plătească tribut. Ce tribut cere tabăra învingătoare? Ce să cerem, ce să cerem? Aur? Ne. Pietre prețioase? Nici atât. Un sandwich? Prea puțin. Un sandwich la fiecare oră. Acum că s-a stabilit și tributul, să lăsăm pacea să domnească până la următorul război. Atunci învin și cu câștigătorii să dea mâna. Ce căutați voi aici? Nu trebuia să fii la școală ora asta? Fraulein e în grevă. Mamă, ce mă enervez. Deci am mâncat crede degeaba că oricum se făcea școală? Ne poți ajuta cu problema asta? Cum îl facem să recunoască? Crezi că e nebun să recunoască? Nu se recunoască niciodată. A fugit de la locul accidentului. Deci ar face orice ca să scape. Și atunci ce facem? Întâi și întâi trebuie să băgăm puțin frica în el. Surioară! Ce e, ți-e rău? V-am zis să nu-l deranjați, lăsați-l să se odihnească. Nu, nu mi-e rău. Vreau să-mi aduci caietul de mate, o farfecă lipit și un ziar de la tata. O să-i trimite o scrisoare cu următorul mesaj. Știm de accident, vrem bani. Dar nu vreau bani, vreau doar să fie pedepsit. Sofia, crede-mă, că așa se procedează. Îi dăm o întâlnire și când vine cu banii să ne cumpere tăcerea, o să avem dovada clară că el e vinovat. Deci nu-l șantajăm. Nu, doar îl păcălim. Poftim caietul de mate și farfecă. Ziarul ăsta de sport e bun? Nu contează, cum s-o să o citesc. Dar atunci la ce trebuie? O să decupez literele mari din titluri și o să le lipesc pe caiet. Dar nu e mai simplu să scrii de mână sau la calculator și să scoți la imprimant? Știu eu mai bine, așa se face ca să inspir frica. Ia, dăm farfeca. Nu m-am plictisit în viața mea în halul ăsta. Haideți să jucăm ceva, să treacă orele mai repede. Orice e mai bine decât statul degeaba. Haideți să jucăm fazan. Ce e la fazan? Tu până la vârsta asta nu ai jucat niciodată fazan? Și ai trăit într-o peșteră până acum? Mai bine ne explici cum se joacă. Fii atent, Elena. Zi un cuvânt. Orice cuvânt? Orice cuvânt. București. N-ai voie nume proprii, doar substantive comune. De ce n-a spus așa de la început? Atunci spun cuvântul școală. Școală, da? Care sunt ultimele două litere? L. Exact. Iei ultimele două litere și încerci să formezi un cuvânt care să înceapă cu L. L.
lăcustă. Tămâie, zic eu, înțelegi? Gimnastică. Bravo, acum ascultă. Tăciune. Stop! O operație. Oprește-te! Las-o să-ți explice regulile până la capăt. Gata, nu mai zic nimic. Asculți. Scopul jocului e să-l închizi pe cel care urmează după tine. Unde să-l închizi? Nu mai înțeleg. Așa se zice că-l închizi. Trebuie să spui un cuvânt, iar el să nu mai poată să facă unul nou. Ca să înțelegi mai bine, hai să jucăm doar noi doi. Încep eu primul. Bunic. Ic. Icle. Re. Restaurant. Vezi? Nu există niciun cuvânt care să înceapă cu nătă. Înseamnă că te-ai închis și ai fă. Dacă o să te mai închid odată, ai fa. Și când ai ajuns la fazan, ai pierdut. Am înțeles. Hai să jucăm. Cine începe? Încep eu. Ce a? Of, nimic nu știu. Trebuie să zici stop. De ce? Pentru că ea începe să repete în gând alfabetul și se oprește când zici tu stop. Hai, încă o dată. Stop. I. Icre. Re. Restaurant. Am fă. A. Stop. D. Dormitor. Orologiu. Mamă, ce bună sunt. Iubire. Re. Restaurant. Iar restaurant? Eu nu mai joc. N-apuc să zic un cuvânt că pe tine ne zice restaurant. Bine, promit că dacă mai am cuvânt cu re, nu mai zic restaurant. Bine, să nu uiți că ai promis. Stop. Ibric. Icre. Re. N-ai voie restaurant. Re. Regulament. Așa da, regulament. Eu nu mai joc, voi vă bate jur de mine. Știm de accident, vrem bani. Gata. Îți mai trebuie ziarul. Îmi tata la fond. Aoleu, o să te certe că ai făcut franjul ziarul. Dar ce trebuie? Vrea să vadă numerele câștigătoare la 6 din 49. Deci, lansăm ce-o minte, cele 6 numere sunt 5, 15, 27, 28, 38 și 42. 5, 15, 27, 28, 38 și 42. Mă duc să-i spun. Wow, Emil, ce memorie bună ai! Tu ai uitat o singură dată la numele câștigătoare și acum le-ai ținut minte. Nu, doar am și-o 6 numere la întâmplare. Suntem bogați! Ce? Ce tu zici acolo? 5, 15, 27, 28, 38 și 42. Astea sunt numele pe care le-a jucat tata. Suntem milionari! Incredibil! Eu vreau o croazieră în jurul lumii, multe, multe haine și o casă mare în care să am camera mea. Tu ce o să ții din banii ăștia? Sorior, am o veste proastă. Mai bine stai jos. Ce e? Zi odată! Am reținut și eu greșit numerele. Spune-le tata că n-au ieșit 5 și 15, ci 6 și 16. Nu pot să cred. Suntem săraci în continuare? Croziera mea. Ce voi tata așa la mine? Crezi că am vrut să le dau speranțe false? Suntem din nou bogați. Tata a jucat o variantă de 8 numere, printre care 6 și 16. Incredibil. Nu te bucuri? Să nu-mi zici că... Ba da, numerele sunt false. Le-am inventat eu. Sofia, Iustin, mai bine plecați acum. Nu vreți să asistați la ce-i voi face frățiorul lui. Surioara Emil! Surioara Emil, nu fie până-s! Cât este ceas? Mai am întrebat așa cu 2 minute. Și cât era ceasul la până 2 minute? Fără 2 minute. Avem 2 minute, nu o să știu. Ce ai vrea că nu faci nimic? Abia și o să vină până. Ce o să faci în pauză, tu vede? Ce faci acum? Are dreptate, nu mai fi nici de pauză. Dar nu ești pauză, nu mai are sfară, nu mai are face nimic. Vrei să fii un fazan? Mai bine ceva. Sau are orice. Nu mai ai găsit niciun joc. Vrei să te preluăm războiul cu mama? Nu mai ai de război. Nu credeam niciodată că spun asta, dar mă lipsește fără ea. Clasa e mai goală fără ea.
aveți vreo idee ce facem cu noi să spun? Ce mai trebuie să ne fac acum? Istorie. Azi trebuia să ne prindea Revoluția lui Tudor Cantemirescu. Da, Revoluția de la 1821, condusă de Tudor Cantemirescu. Spoiler, la final moare. Ce interesant! Mai zic! Stai să mai cum am. Conducătorul revoluționarilor de la 1821 a fost Tudor Cantemirescu. S-a născut în satul Bojan Vladimir, într-o familie de țărani liberi. Treci de la acțiune, la partea în care găsesc greci. Fabriz! Făgeați? Nu-i greu în foaie, am zis eu. Citeam Biblia nouă la istorie. Ne plictiseam și am zis să vedem ce mai e prin carte, oare ce trecea prin numele. Mai bine facem încoații la algebră, mai bine tocim la istorie, mai bine dăm chiar și lucrare decât să